Se simte că a venit primăvara? Nu prea, e frig, da. E frig. Aveți mai meciuri în deplasare, cel puțin Oțelul acum la Ovidiu, mai greu așa cu deplasările, obositori din punctul ăsta de vedere. Meci, da, în deplasare am avut o săptămână destul de grea, suntem în cantonament de câteva zile, dar asta este situația, n-avem ce face. Sperăm să încheiem această săptămână de cantonament și cu o victorie. Prinzi rău această intermediară, că sunt drumul destul de lung și... Da, am preferat să facem, să spun așa, baza la București, la Măgușoaia, pentru că suntem mai aproape, sau suntem la jumatea distanței dintre Galați și Constanța, că altfel să fi stat pe drumuri era obositor pentru băieți. Cum sunteți cu supărarea după egalul cu Oțelul? Bine, n-am pot să numesc supărare, așa, oftică. când ești egalat în ultimele secunde, e normal să ai... o optică sportivă, ca să-i spun așa. Dar mi-a trecut, da, bineînțeles. Pregătim de un meci destul de greu. Farul vine după un eșec, deci va fi o echipă super motivată, așa cum știu eu pe Gică. Și ne așteaptă un meci greu cu o echipă de play-off, cu campioana României de anul trecut, deci va fi un meci destul de complicat. Sper să vremea să ne ajute pe ambele echipe, în sensul că să putem face spectacol, pentru că dacă va fi vânt sau ploaie, în special vântul ăsta, grea să punctele, bineînțeles că noi vrem să câștigăm multe mele. Lipsi Dec, suspendat. Cât de mare e pierderea? Păi, sper să nu fie așa de mare. Din punctul ăsta de vedere ne va lipsi, sper să ceva intra în loc. Așa că fi surprize până la final, acolo sus, în partea de sus, că mai sunt. Ce amintiri te mai încearcă mult? Știu acest cantonament sau această bază pe de rost, eram aici, eram... Sunt fotografii ale mele pe pereți, de ale mele pe pereți, deci sentiment frumos, pentru că am făcut parte din, sau fac parte din istoria echipei naționale, sunt și golgheter all time împreună cu Gică, deci amintiri frumoase. Abia aștept să vezi documentarul Generației de Aur. Da, de cred că sunt și eu. Din el. Frumos. Merită băieții, pentru că, într-adevăr, la fotbalul nostru a fost generația cea mai bună. Crezi că Florinel Coman merită să fie convocat la echipa națională după evoluțiile pe care le-a? Sper să-l oprească cineva. Inclusiv noi. Ea merită convocat, bineînțeles. Un mesaj pentru toate doamnele și domnișoare, că este 1 martie.